pentru că anul acesta vom sărbători Paștele acasă, iar activitatea fizică este limitată în această perioadă, va trebui să avem foarte mare grijă la ceea ce vom pune pe masă. Medicii specialiști ne sfătuiesc cum să evităm excesele. După o perioadă de post și activități fizice reduse, mesele copioase de Paște își pot pune amprenta nu doar asupra siluetei, ci și a sănătății. Specialiștii ne recomandă să înlocuim mesele pline de calorii cu produse mai puțin bogate în colesterol, pentru a evita eventualele complicații sau neplăceri. Da, este o perioadă care vine după un an de pandemie, un an în care lumea a stat mai mult în casă, mai mult a mâncat, a făcut mai puțin sport. Este foarte important să nu exagerăm, că întotdeauna sunt recomandările clasice, dar cu atât mai mult anul acesta trebuie să ne gândim bine la ce renunțăm și dacă mâncăm o felie de cozonac, poate renunțăm la salata de băf sau la friptură, pentru că nu le putem mânca toate deodată. Mesele de Paște conțin numeroase feluri de mâncare, iar multe dintre ele sunt cu grăsimi. Este normal să mâncăm, poate doar să gustăm din fiecare, dar recomandarea este să ne gândim pentru anul acesta la un regim mai ușor, la un regim, să spunem, de sărbătoare, dar cu mai puține calorii. Mai puține calorii în ideea unor fripturi făcute la grătar, dacă se poate așa ceva, a unor prăjituri cu mai puțin zahăr, cu mai puține calorii provenite din unt, din grăsimi. Deci nu sărim peste sărbători, ne bucurăm de ele, mai puține feluri, deci poate un an cu mai multă grijă pentru greutate. Copiii pot lua cel mai mult în greutate în această perioadă. Este adevărat că în ultimul an au crescut cazurile de copii cu greutate crescută, chiar obezi, și atunci, sigur, cu atât mai mult, dacă obezitatea apare la copii și la adolescenți, acest lucru ne îngrijorează foarte mult. Mai ales mamele în perioada aceasta sunt foarte ocrotitoare, foarte protectoare, vor să hrănească copiii cu cât mai multe calorii. Recomandarea este să avem grijă la hidratare, să bem multe lichide, este vorba în special despre apă, supe, lapte și nu ne gândim la băuturile alcoolice pentru că ele au calorii și pot să crească frecvența obezității. Excesele alimentare au consecințe majore pentru sănătate, afecțiunile digestive devin tot mai frecvente, mesele bogate și alcoolul din abundență ducând chiar și la pancreatită acută.